Zodia în luna iunie 2022, putem spune că între 6 iunie și 26 octombrie schimbările, transformările pot să vă influențeze modul în care vă protejați achizițiile, să amânați achiziții sau să... chestiuni care țin de asigurarea confortului. Relațiile sunt ceva mai agitate. Luna plină din 14 iunie luminează locul de muncă și sănătate favorizează ancorarea în realitate, preocuparea pentru natura înconjurătoare, puteți fi practici, eficienți, cumpătați și cu bun simț. Tensiunile care apar aparțin de sacrificiu, de karmă, de locul de muncă, de sănătate, sunt acumulate probabil frustrări în planul cunoașterii și al călătorilor lungi. Unde însă, prin comunicare, prin circulare informației, prin cunoașterea aprofundată, cunoaștere de sine, cunoaștere spirituală, prin călătorii lungi pentru afaceri, lucrurile, aceste tensiuni, practic, aici se acumulează. Rezolvarea tensiunilor și a frustrărilor este posibilă în fecioară, prin mercur. Însă, dând atenție, fiind vorba de mercur, comunicării responsabile de asemenea în cunoașterea călătoriile lungi, puteți să valorifica sacrificiile făcute la locul de muncă sau în planul sănătății, prin acțiune profundă, subtilă, prin uh, modul în care veți difuza uh, dorințele voastre, care poate unor nu sunt clare, în plan filozofic sau poate chiar revolta interioară. Schimbările, transformările vă susțin practic în a avea vigoare, în, uh, avea o determinare de durată, stăpânire de sine, înțelepciune, vigoare, putere interioară și forțe spirituale. Din 21 iunie, soarele va intra în rac. Este în peregrinaj și aduce la suprafață semnificații psihice și mistice. Emoțiile vă susțin, uh, practic, să aveți amintiri legate de trecut, de origini, de familie și de strămoși. Schimbările, transformările pot să aducă la suprafață capricii și emoții. Renunțarea la ceea ce este rațional și la control. Din 25 iunie, frustrările din carieră vă favorizează în a vă amplifica uh, optimismul, încrederea în uh, voi înșivă, posibilitatea să nesocotiți riscurile și acest lucru poate să conducă mai ușor către eșec în unele situații, irresponsabilitate și riscuri de pierderi materiale. Luna nouă din 29 iunie aduce însă posibilitatea să uh, faceți ceva nou uh, pentru voi sau pentru sănătatea voastră. Șansa este să începeți un proiect nou legat de familie, de cămin, de casa proprie, de tradiții, de relații, și de părintele cu același sex. Să începeți un tratament, să începeți să vă gândiți la un hobby legat poate de lucruri vechi care vă plac, cărți vechi, antichități, obiecte. Frustrările din carieră pot susține plăcerea de a risca Însă, greșit orientat, aceasta poate să aducă suferință și responsabilitate. Relațiile pot să riște să devină ceva mai conflictuale. În planul contractelor și al asocierilor și al proceselor și al carierei apar mai ușor frustrări, conflicte, culpabilitate, agresivitate distructivă sau chiar autodistructivă. De asemenea, relațiile pot fi mai ușor marcate de lupte. În planul cunoașterii și al călătorilor lungi, este chiar posibil să lăsați trecutul în urmă și să mergeți spre viitor, spre necunoscut. Se poate lăsa mai ușor în urmă o relație, un loc de muncă, o locuință, un mod în care probabil că trăiați până acum, simțeați, vorbeați sau gândeați. Veți căuta probabil realitatea în care, pe care o aveți de înfruntat, Practic, înfruntând adevărul, căutând să vă eliberați, să vă vindecați, retrogradarea lui Neptun aduce și speranțe pentru începuturi mai bune, întotdeauna în societate, în planul personal, dar și posibilitatea ca oamenii să gândească, să reconstruiască ceva.